Bun găsit! Astăzi de la ora 18 și 10 avem o invitată specială la Univers Muzical, soprana Elena Moșuc, proaspăta deținătoare a premiului Opera Star, echivalent cu Oscarurile muzicii lirice, pentru cea mai bună soprană. Fundația Arena din Verona decernează acest premiu pentru a șaptea oară în 2019. Premiile au fost anunțate în Qatar, participanții, premianții nu au fost prezenți, dar ceremonia va avea loc pe 1 octombrie și, ca de fiecare dată, în alt loc din lume, să vedem unde vor alege organizatorii. Soprana Elena Moșuc era în acest timp la opera din Oman, din Muscat, unde a participat la o producție grandioasă a operei Lacme de Leo Delibes. O operă pe care sperăm să o cânte cât mai des în lume. Este o producție internațională care va ajunge până la Los Angeles și în multe alte locuri din lume, la Roma, în Australia și așa mai departe. Și noi ce vă oferim va fi doar o arie din discul ei. Iată-l. Elena Moșuc, O Jardin de Mon Coeur, unde se află înregistrată aria principală a sopranei din opera Lacme, încă din anul 1999. Albumul a apărut în 2000, are și un geamăn, ia să văd dacă se vede, da, un portret Mozart, din care tot vom asculta, la aceeași casă de discuri și în același an apărute. Ingrediente, cred eu, destul de atrăgătoare ca să fiți cu noi de la ora 18 și 10. Vă iubesc, vă aștept! Împreună cu Elena Moșuc.